Poate că acum mai mult ca niciodată trebuie să avem grijă de sănătatea noastră fizică, dar și mentală, psihoemoțională. Știm uh, cât este de important acest lucru pentru noi și pentru cei din jurul nostru, dar nu întotdeauna acționăm, sau poate că nu acționăm atunci când ne propunem. Iată că începutul de an aduce cu sine noi rezoluții, mergem pe partea de intenție și ne punem în listă obiective pe care le bifăm de-a lungul anului, indiferent că vorbim despre eu știu fitness sau da merge la sală, că vorbim despre yoga, poate meditație, terapii alternative holistice, tehnici de relaxare sau iată ședințe de psihoterapie, toate acestea îmbunătățesc în timp calitatea vieții și reduc stresul sau riscul de boli. Astăzi alături de noi este Mirela Pop medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut în terapia cognitiv-comportamentală, autoarea cărților Doctore Mă doare Viața și Homeopatie în Psihoterapie, Remedii în Terapia Cognitiv-Comportamentală, pentru că astăzi vom vorbi despre principiile homeopatiei și pentru un stil de viață sănătos, cum ne ajută homeopatia să ajungem la acea stare de bine pe care o tot invocăm și pe care, bineînțeles, că ne-o dorim cu toții. Uh, Bună, Sorin! Uh, e uh, un subiect foarte bun pentru începutul de an. Uh, doresc tuturor la mulți ani și să avem un an mai bun, pentru că îl merităm, Uh, apropo de homeopatie, cred că uh, lucru care ne poate ajuta este chiar principiul de la care pornește homeopatia, uh, similia similibus curantur, care înseamnă lucrurile uh, sau afecțiunile uh, asemănătoare se vindecă prin lucruri asemănătoare. Cu alte cuvinte, ca să uh, explic într-un limbaj mai uh, profan și mai îndepărtat de la timp, este vorba despre faptul că noi avem nevoie pentru a supraviețui și pentru a avea o viață sănătoasă, avem nevoie să ne expunem în cantități mici sau în cantități acceptabile lucrurilor care ne pot face rău. Ca să dau un exemplu, o să mă refer la grădinărit. Grădinarii știu că o floare care este crescută în condiții foarte uh, controlate, care nu este expusă niciunui fel de uh, stimul negativ, stresor, uh, crește uh, foarte anemică și uh, foarte puțin pregătită pentru uh, apărare sau pentru a rezista unor condiții mai dificile. De aceea, o floare viguroasă este cea care este expusă în cantități mici soarelui, vântului, ploilor și așa mai departe, adică unor condiții stresoare. Într-un mod asemănător, noi dacă ne protejăm, să zicem, din punct de vedere fizic, nu știu. Exclusive excesiv, vom copilul ei, când iese din casă și așa mai departe, atunci nu vom dezvolta un sistem imun care să uh, ne ajute să uh, uh, rezistăm uh, unor situații uh, potrivnice. Uh, acesta este principiul uh, homeopatiei și uh, el poate fi tradus prin faptul că uh, este bine să ne uh, expunem uh, unor uh, situații sau unor condiții uh, care, uh, în cantitate foarte mare, desigur, uh, ne fac rău. Și acest lucru este valabil și din punct de vedere uh, psihologic. Uh, știm cu toții, și este o discuție pe toate canalele uh, media despre uh, faptul că stresul ne face rău. Ei bine, nu este chiar așa sau nu în valoare absolută. Există uh, două tipuri de stres, există stresul acela ac de care vorbim și care ne face rău și care se numește distres, dar există un stres care se numește eustres și care în realitate ne face bine. Cu alte cuvinte, uh, este bine să uh, intrăm în situații poate mai necunoscute sau mai provocatoare, chiar dacă acest lucru ne, uh, ne provoacă stres, pentru că dacă vom privi uh, cu ochi diferiți situația, atunci avem șanse din potrivă să ne uh, uh, antrenăm pentru uh, mai știu și eu ce situații dificile ar apărea uh, în viața noastră. Putem să privim o situație stresoare nu ca pe uh, un lucru uh, disfuncțional sau ca pe un lucru care ne face rău, ci ca pe o provocare, de exemplu. Atâta vreme cât privim cu curiozitate uh, situația aceea neobișnuită sau nouă în care ne aflăm, uh, vom, avea, vom dezvolta mecanismele de adaptare uh, care ne vor ajuta să facem față atât acestei situații, cât și ulterior unor situații mai complicate. Mă gândeam în timp ce te ascultam, uh, uh, e o expresie românească cui pe cui se scoate. Exact, exact, asta uh, 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 Exact, Așa, și. Dat, uh, unul, 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 unul. Și mă, mă uitam, cred că undeva pe la sfârșitul anului, uh, niște, să spunem, amici pe, pe Facebook care adoptau un stil de viață sănătos, care presupunea exerciții fizice uh, chiar la munte, lucru care mi se pare extraordinar și să le numesc așa generic, să spunem, niște băi scurte în apă înghețată. Și îți dai seama că ai așa o reacție, doamne, dar wow, ce, ce, să, ce se poate întâmpla? E, uite că exact cum ai menționat și tu, cred că corpul are nevoie și cred că în asta constă unicitatea lui, în adaptabilitate, are nevoie să se Adapteze la niște condiții noi, hai să scoatem uh, organismul din zona de, de confort, unde e cald și, și bine, și să-l obișnim un pic și cu gerul, și cu frigul, și cu multe alte lucruri, pentru că până la urmă uh, organismul are nevoie să-și producă uh, anticorpi și cred că acești anticorpi se produc și în anumite condiții, nu doar în zona de confort. Și vreau să te întreb. Putem, asta apropo și de cartea ta, homeopatie în psihoterapie, remedii în terapia cognitiv-comportamentală, putem să asociem, pentru cei care doresc, bineînțeles, putem să asociem homeopatia și cu alte tehnici de pregătire, să spunem, a organismului, sau de orice altceva care ne poate duce din punct de vedere fizic, dar și psihic la această stare de bine. Adică eu aleg la început de an, am aflat lucruri, mi-am luat informații despre ceea ce înseamnă homeopatia, vreau să o aplic în viața mea și să o completez și cu altceva uh, care ar face bine, uh, mi-ar face mie bine, organismului meu. Uh, homeopatia este o formă de medicină. Cu alte cuvinte, ea uh, administrează niște uh, medicamente, mă rog, se numesc remedii, de fapt. Dar multe dintre ele uh, sunt, uh, exact ca și medicamentele, niște otrăvuri. Adică, este. Exact, mă rog, genul acesta de medicație a fost folosită și în medicina alopată, să nu uităm că veninul de șarpe, de exemplu, de foarte multe ori era considerat un medicament, de altfel și sigla medicinei este cu șarpele acelea încolăcit peste un potir, tocmai pentru că o trava de șarpe era folosită ca remediu, ca medicament. Cu alte cuvinte, remediile homeopate nu pot fi folosite preventiv sau nu pot fi folosite decât în situația în care uh, o persoană uh, are niște probleme de sănătate uh, sau probleme uh, psihologice, uh, dacă vreți, uh, pentru că, uh, mai nou, sau mă rog, în țările. Uh, și în țările uh, occidentale, homeopatia este folosită și de către uh, psihologie, adică se pot forma în uh, homeopatie și uh, psihologii. Dar uh, cred că lucru pe care îl putem împrumuta din uh, homeopatie uh, este uh, tocmai principiul care stă uh, la baza homeopatiei uh, și anume faptul uh, despre care uh, vorbeam că uh, este bine să ne expunem. Uh, unor uh, situații este bine uh, să ieșim, în fine, uh, mă deranjează un pic uh, expresia aceasta pentru că este hiperuzitată din zona de confort. Uh, pentru ca uh, astfel să ne, uh, să ne antrenăm pentru uh, ocazii mai dificile, nu doar uh, ca să depășim o problemă pe care o avem, ci și ca mod de antrenament pentru uh, anumite situații dificile. Iar principiul ăsta uh, este bine să-l uh, uh, să aplicăm în toate uh, domeniile vieții noastre, de exemplu și în alimentație. Uh, de foarte multe ori oamenii aleg. Uh, pentru a avea o stare de bine, aleg o alimentație foarte restrictivă. Și nu mă refer aici doar la restricția calorică, ci nu mai mănânc deloc carne, nu mai mănânc deloc zahăr, nu mai mănânc deloc porc, nu mai mănânc deloc marifișor. pește. Asta da. mi s-a părut mai ciudat. Bun, la porc, să zicem, dar are grăsim, poate colesterol nu-mi face bine, dar peștele, care în general este plin de omega-3, am, am, am auzit câteva persoane și eram și eu curios de ce elimin din alimentație, de exemplu, peștele sau de ce elimin, nu știu, ouăle, brânza și așa mai departe. Adică, bun, atât cât știu eu în zona asta, organismul are nevoie de puțin din toate. Exact. Și, atunci, și atunci, cu ce înlocuiesc eu aportul de, nu știu, hai să spunem, proteina animală? Cu ce vin, da, ca totuși să-i dau, să dau corpului, să-i dau organismului ceea ce el are, să spunem, nevoie? Da, vegetarianii o să-ți răspundă că înlocuiesc cu proteine din soia și așa și mai departe. Exact. Însă, Real vorbind, noi nu suntem, nu știu, făcuți de natură să fim vegetarieni. Suntem omnivori, oricum am luat Iar motivul pentru care suntem omnivori este faptul că avem nevoie de diferit. De principii alimentare care se găsesc în toată această varietate de alimente, adică inclusiv în uh, alimentele de origine animală. Desigur, putem să înlocuim, dar uh, este ca și cum am crede, de exemplu, acum poate că folosesc un uh, exemplu un pic extremist, uh, am crede că putem să hrănim un uh, leu cu soia. Uh, bine, el este carnivor, desigur, la el este mai gravă situația, uh, dar. Uh, Or, oricum am privit lucrurile, atâta vreme cât, din punct de vedere uh, fiziologic, suntem uh, programați într-un anumit fel uh, să avem un anumit tip de alimentație, este un lucru foarte bun să folosim acel tip de alimentație care, uh, cu care am venit pe lume, cu care am fost programați din punct de vedere anatomic și fiziologic. Uh, de aceea, a elimina complet din alimentația noastră o anumită, o anumită, un anumit aliment sau o anumită clasă de alimente, nu este deloc un lucru bun. Și da, ok, totul în exces face rău, așa cum spuneam și cu stresul, există distres. Adică există stimul atât de uh, agresivi sau atât de puternici încât ne, poate, ne pot face rău, însă asta nu înseamnă că trebuie să eliminăm orice formă de, uh, uh, de stimul din acea, uh, din acea categorie. Uh, în ceea ce privește uh, alimentația, am să-ți dau un exemplu, că spuneai, de exemplu, putem să renunțăm la porc, desigur că putem să renunțăm la porc, dar apropo. Dacă tot trebuie să prăjim ceva, este mai bine să prăjim în untură animală decât în uleiul ulei. vegetal. Da, da, da. Pentru deci, că, da, se produc mai puțin produși cancerigeni prin încălzirea grăsimii animale. Deci, cred că important este să găsim un echilibru în toate și să nu ne ferim de o anumită. Zona, să nu ne ferim în mod excesiv, să nu eliminăm cu totul din viața noastră sau uh, din orice uh, domeniu, uh, să nu eliminăm cu totul o, o bucată. De altfel, de exemplu, în uh, ceea ce privește uh, sănătatea psihică, cea mai, uh, cel mai uh, disfuncțional mecanism de apărare, dacă vrei, este evitarea. Adică a evita să faci lucruri care îți, produc, îți produce sentimente negative. Asta este lucrul cel mai periculos. De exemplu, dacă mie mi-este frică, nu știu, să uh, ies din casă, da, să mă duc undeva, dacă evit cu totul acest lucru, ajung la concluzia că pentru a scăpa de această frică trebuie să nu mai ies, atunci pierd, desigur o parte foarte mare din viață. Dacă am frică de respingere, să evit orice situații în care pot fi respins, duce la scăderea uh, activității și a vieții sociale. Uh, dacă mi e teamă să nu fiu părăsit, nu știu, am o teamă de abandon, uh, pe care toți o avem desigur că toate aceste toate aceste emoții se regăsesc la toată lumea. Dar dacă soluția mea este să evit acel domeniu, atunci, vorba budiștilor transform durerea în suferință. Da, și de cele mai multe ori este uh, sănătos și indicat să ne uh, confruntăm cu propriile noastre temeri decât să le evităm. Exact. Exact. Asta este, asta, asta este una dintre cele mai bune soluții: să intrăm, în, uh, să intrăm în acea situație, să o trăim, să o experimentăm. Și lucrul ăsta este valabil, spuneam, și din punct de vedere fizic. Este bine să experimentăm, nu știu, și frigul, și căldura, și uh, ploaia, și uh, soarele, și uh, toate, toate lucrurile astea diferite. Este bine să experimentăm, și din punct de vedere psihologic, uh, tot felul de uh, situații să intrăm în ele pentru că în felul acesta ne vom dezvolta până la urmă. Adică exact pentru lucrul ăsta pledez eu acum, pentru faptul că pentru o viață sănătoasă lucrul cel mai important este să o trăim. Să nu să o evităm. Frumos spus. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Mirela Pop, medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut terapia cognitiv-comportamentală. Am vorbit astăzi despre aș spune eu, principiile de bază ale homeopatiei, având, bineînțeles, sprijin, să spunem, și referințe bibliografice, cărți din portofoliul editurii Herald, cartea Mirelei Pop, Homeopatie în psihoterapie, remedii în terapia cognitiv-comportamentală, dar și cartea Principiile homeopatiei, așa cum au fost ele enunțate de Hahnemann și verificate de-a lungul unui secol de practică medicală de William Bory Mulțumim foarte mult Mirelei Pop. Iată sfaturi, spun eu, foarte importante pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează până la urmă organismul, cum funcționează sistemul nostru imunitar și cât de important este să stăm așa ca în fața unei oglinzi față în față cu noi înșine să ne descoperim și să vedem până la urmă ceea ce ne face bine, ceea ce nu ne face bine, să ne facem o soi de autoanaliză. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!